A treia perioadă de închisoare a fost între 58 și 64, când a intrat pentru un motiv foarte ciudat. Între cele două perioade s-au născut frații mei, Mihai și Irina, iar la botezul Irinei au venit prieteni de-ai dânsului și din închisoare, evident că majoritatea făcuseră închisoare dacă erau prieteni, au fost filați, prietenii aceștia au strâns bani și au adus un cărucior pentru copil. Ce să vedeți, a fost incriminat ca primind ajutor legionar. Toți au intrat în același lot pentru ajutor legionar, pentru că au adus acest cărucior la botezul Irinei. Mama Laura Florentina se numea, și-a crescut cei doi copii singură, dintr-un salariu care nu era foarte mare, și-a crescut greu, ajutată și de prieteni și de părinții din Piatra Neamț. Știu că frații mei se mai duceau în vacanță pe acolo. Am un set de scrisori particulare între ei, în care se vedea grija unia față de celălalt și după ce fusese eliberat. Unul era la București, altul era la Piatra Neamț, și poți să vezi printre rânduri totuși că viața era grea, însă dragostea era mare și grija unia față de celălalt era mare. Până la urmă eu zic că n-au fost chiar atât de nefericiți. Copiii când sunt mici nu realizează cât e de greu, cât trec părinții, prin ce trec părinții ca să nu vadă mizerile vieții. Dar probabil că asta mai repede știu ei. Eu, una născută după 65, tot așa, nu era bine. Nimănui nu era bine în țara asta. Însă nu mi-aduc aminte să-mi fi fost greu. Am avut o copilărie fericită. Pentru mine acea perioadă e o perioadă gri spre negru, întunecată. Mama a trebuit să divorțeze ca să-și păstreze serviciu, să nu ne ia pe noi la orfelinat. Deci ne-a dat pe mine și pe Mihai, cred că l-a dat, pe el, la creșe și la grădiniță săptămânală. Vă dați seama, plângeam. Și acum, știu, era un cămin săptămânal pe Chiselev, acum cred că e un așezământul Sfântul Iosif, și de câte ori trec pe acolo, pe Chiselev, am așa o strângere de inimă. Mă ducea lunea și știu că plângeam. Nu exista zi să nu plâng. Sigur că între timp mă luam cu joaca, cu copiii, cu ceilalți, dar și așteptam sâmbătă. Și ziceam de mama că era o viteză. Alerga într-una. Nu se putea cu doi copii mici să nu alergi. Pleca de dimineața și venea seara. Și asta știu sigur retroactiv. În ziua când mă lua pe mine de la sâmbăta, de la cămin, tot timpul eram printre ultimii copii care mă lua de la cămin, pentru că nu puteam altfel. După ce a ieșit în 64, s-a recăsătorit. Nici nu știu că a divorțat, vă dați seama. Dar în fiecare seară făceam rugăciunea, când eram acasă, clar. Făceam rugăciune. Lângă icoane aveam fotografia lui tata. Era tot timpul cu noi, acolo lângă pe noptieră. Și când terminam rugăciunea, sărutam fotografia lui tata. Știam că este la spital. Nu știam unde,
cred că nu știam ce e asta ce la tată, că la un an de zile oricum mi-aminteam cum a fost. Știam că ceilalți au tată, dar eu nu realizam foarte tare. Abia așteptam să văd pe mama și pe fratii meu, dar a fost greu. Și a fost o iarnă grea, mi-amintesc de asta, așa cu... chiar cu frică. Era o iarnă grea. Cred că mama nu avea lemne. Stăteam într-o cameră pe Matei Voivod, într-un bloc clar naționalizat, împreună cu alte familii. Cu baie comună, bucătărie comună și așa mai departe. Probabil că n-aveam lemne și în iarna aceea am stat la familia Doljan, niște prieteni, familia avocatului Doljan, Constantin Doljan, prieteni cu părinții mei. Și la ei în casă am stat în grădina Icoanei, acolo, la Hovari, în piața la Hovari, o casă mare, frumoasă. Dar știu că era greu, dar oamenii ăștia au ajutat-o pe mama și pe noi, pe toți, practic, și ne-au dat un loc, ne-au dat de mâncare. A fost greu. Părintele Voicescu a moștenit acest sistem, să-i spunem, și această bibliotecă de la un părinte înaintaș acolo, părintele Constantin Sârbu. Și el fost deținut politic, care era un om foarte cult. Eu nu l-am cunoscut personal, era un om de carte. Ne-am dat seama după cărțile care au rămas de la părintele Constantin Sârbu. El instituise ceea ce se numea la vremea respectivă Biblioteca Poporului. Erau vreo două dulapuri tixite de cărți și foarte impresionant, fiecare carte era învelită în hârtie albastră, cum înveleam noi în școală caietele și cărțile, că nu erau coperți ca acum, și fiecare avea o etichetă, un număr de înregistrare, dar ce m-a impresionat, răsfăind multe din aceste cărți, m-au impresionat însemnările părintelui Constantin Sârbu pe margine. Se vedea că și el citea foarte mult. Și erau și cărți în limba franceză, erau și cărți în limba germană, limbi pe care le cunoștea părintele Constantin Sârbu. Părintele Voicescu știa doar limba franceză și o știa foarte bine. Ei bine, această bibliotecă a poporului, la un moment dat, a fost sigilată de securitate și când a venit părintele Voicescu la parohie, a găsit-o sigilată. Și câțiva ani a rămas așa sigilată și noi vedeam niște fâșii de hârtie cu ștampile puse acolo, nu cumva să rupă cineva și să intre la cărți. Aflase probabil securitatea de această bibliotecă a poporului și că lumea vine acolo, primește cărți, citește, măcar erau cărți religioase, erau și romane obișnuite, erau și cărți cu poezii, era literatură bună, și română și străină. Ei, la un moment dat, prin anii 80, așa, sau poate chiar mai devreme, am observat că fâșiile acelea erau rupte, am avut și noi acces la cărți, orică securitatea a uitat, orică a observat că nu erau în pericol aceste cărți, dar în orice caz, părintele în biserică le înmâna tot așa discret. Și parcă ar vrea să ne îndemne și părintele Voicescu și părintele Constantin Sârbu, dacă atunci, în vremuri foarte grele pentru biserică, se citeau niște cărți și se rulau printre credincioși. Astăzi, în libertate, cu atât mai mult, ar trebui să ne îngrijim toți să avem la biserici, și sunt, slavă Domnului, dar biblioteci, dar să fie biblioteci funcționale. Adică să aibă credinciosul acces la cărți, mai ales la cărțile care sunt un pic mai scumpe, pe care noi le primim de la Patriarhie. În fond, acesta este scopul unei biblioteci parohiale, să fie funcțională. Și
părintele, cum făcea părintele Voicescu, cum face filmul la biserica noastră, desemna pe cineva, o credincioasă sau un credincios care să se ocupe și duminica după slujbă sau în sărbători după slujbă să poate să fie consultat fișierul sau registru și credinciosul să plece acasă și cu o carte.